Față în față, ediția de astăzi, încă suntem în 6 aprilie 2022. Menționez că înregistrăm această emisiune în cursul dimineții. Începând cu ora 13 este pe Viva FM Rădăuți, pe Facebook de asemenea, de asta deja ne vedeți, nu e o problemă. Stăm de vorbă cu Viviana Maria Huțuleac, reprezentantă a Rădăuțiului Civic. Astăzi, iar înainte de publicitate, spuneam că vom discuta despre, sau vom intra în pâine, ca să spun așa, cu situația refugiaților și spuneam înainte de a începe această emisiune, acum e mai ușurel și Viviana mi-a zis sec, da, ieri a fost mai ușurel, 8 autocare de refugiați. 8 autocare doar în partea a doua zilei. Colegii... Deci tu mai ai surprize pentru mine, eu trebuie să fiu atent ce vorbesc. Da, 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 am foarte multe surprize. Fluxul de refugiați, bineînțeles, nu depinde de noi. Fără discuție. Există momente în care nu intră decât una, două mașini sau 10-20 de refugiați pedestru, dar există momente, cum a fost, de exemplu, aseară, când inclusiv resursele noastre disponibile la cort au fost copleșite, dar încercăm să le facem față și zic eu că reușim. De când ați început? Din a doua zi? Din a doua zi. Joia, pocnit în Ucraina, au intrat Da, a doua zi, în parteneriat cu Crucea Roșie Suceava, avem un cort în zona Vămii și am organizat, am dat un anunț general, ca să zic așa, am organizat un grup consistent de voluntari, 50 de voluntari în prima fază au fost. Dar sunt vorbitori de ucraineană? Nu, nu este o condiție, știți cum ne dor mâinile de la vorbit ucraineană. Sunt vorbitori de, avem și vorbitori de limba ucraineană, dar nu este o condiție. Am înțeles. Atunci când dorești să ajuți, îți face este cu orice că alte resurse. Mare ajutor și îi apreciez extraordinar pentru că am constatat că nu avem foarte mulți vorbitori de limba ucraineană. Sunt, într-adevăr, dar nu avem în cadrul organizației Rădăuțiul Civic, însă din a cincea zi, când societatea civilă a avut prima întâlnire cu administrarea, tot ce înseamnă factor de decizie ai statului, ca să zic așa, tot ce înseamnă instituții implicate din partea autorităților în acest efort, am încercat să reorganizăm, pentru că la început a fost o mobilizare extraordinară a societății civile, de la ONG-uri. Pandemia de COVID s-a transformat într-o pandemie de bunătate. Da, exact. De la voluntari individuali până la ONG-uri s-au mobilizat și au instalat corturi, au mers acolo să ajute, însă din a cincea zi când am avut prima întâlnire cu cei care fac parte din comandament, am reorganizat puțin fluxul și am considerat că prima barieră pe care o întâmpin, sau dacă o putem numi barieră, este aceea lingvistică. Așadar, primii care îi întâmpină în zona Vămii pe refugiații ucraineni sunt translatorii. Apoi, ei redirecționează în funcție de nevoi pe refugiații din Ucraina. Chiar lângă ei sunt disponibile tot ce înseamnă busuri, ISU sau orice alte mijloace de transport disponibile și mobilizate în Vama Siret de către autorități pentru a-i transporta fie către aeroportul Suceava, fie către gara Suceava, Iași, Rădăuți sau orice altă zonă limitrofă. La fel, încă mai sunt disponibile și curse internaționale. Așadar, translatorii, dacă identifică, există mai multe categorii, sunt acea categorie de refugiați care efectiv tranzitează și știu unde vor să ajungă. Apoi, există acea categorie de refugiați care, nu știu, sunt foarte obosiți, știu unde vor să ajungă, dar au nevoie de un popas, cazare, o noapte sau două. Inclusiv noi am realizat din start o bază de date cu cazări disponibile, tot ce înseamnă pensiuni, hoteluri, persoane fizice care au vrut să se implice în acest efort, bază de date pe care am pus-o la disponibilitatea autorităților în comandament pentru a fi înregistrată și a fi folosită în acest scop. Și apoi există categoria de refugiați care sunt total debusoați, nu au o destinație finală, nu știu unde să ajungă. Nu erau pregătiți pentru așa ceva. Unii au fost pregătiți și
E și normal, cumva, cred că în primele valuri au fugit cei care aveau o brumă de agoniseală, erau pregătiți oarecum da și ceva. Nu. Da și nu, dar bun, la capitolul legendă, știi cum e, dar ai văzut cu ce mașini trec, dar câți bani aveau la ei. Personal consider că nu o mașină face diferența dintre oameni. Am fost acolo. Îmi place să aud lucrul ăsta la tine pentru că, repet, știi bine că în folclor așa se spune. Da, eu aș contrazice folclorul pentru că am fost acolo din a doua noapte. Prima mea tură de noapte a durat 14 ore pentru că efectiv nu puteam să plec. Trebuia să ne ajutăm între noi ca să facem față acelui flux de refugiați. Consider că nu o mașină sau nu tot ce mijloacele materiale pe care le avem la dispoziție fac diferența între noi, pentru că la urma urmei suntem oameni și avem nevoie de ajutor. Erau persoane... Te-a impresionat? A fost un caz care ți-a rămas? Aș putea să scriu o carte despre cazurile care m-au impresionat. Capitolul cel mai... Nu știu, copil, ora 4 dimineața, un copil de 5 ani care plânge în frig, ningea, viscolea, plânge în frig că el nu vrea să părăsească zona vămii pentru că l-așteaptă pe tata, iar mama era efectiv depășită de situație și în imposibilitatea de a ajuta să-l convingă că tata nu va mai veni. Aștepta un autocar și voiau să călătorească mai departe către Suceava. O fată din Kiev, 11-20 noaptea, trebuie să ajungă până la ora 10 dimineața la Cluj, avea deja rezervare făcută pentru a zbura către Italia la mama ei. Ne întâlnim, o preiau din vamă, nu am nicio resursă disponibilă, verific tot ce însemna transport disponibil la aproape miezul nopții, niciun autocar, niciun bus nu pleacă către Cluj, însă am îndrăzneala să-i promit că până dimineața la ora 10 va ajunge la Cluj. N-am știut cum. O oră mai târziu, și aici aș dori să le mulțumesc lui Radu și soției lui din Alba Iulia, intră în Vama Siret, vin cu mașina plină de tot felul de lucruri, vine la mine întâmplător, pentru că de fapt căuta un alt cort, l-am văzut că are număr de Alba și l-am întrebat dacă va pleca spre Alba sau Cluj înapoi și a zis da. Pentru că Olga, fata care aștepta la cort, are nevoie să ajungă la Cluj până la ora 10. Am mai așteptat puțin pentru că a spus că ar vrea să mai ia și alte persoane. Am mai luat și o mamă cu 3 copii care trebuia să ajungă la Dej. A luat-o și pe Olga. Olga a ajuns în siguranță la Cluj. Am ținut legătura. S-a urcat în avionul către Italia și după amiază la ora 5 era deja în Italia, mi-a trimis mesaj că mulțumește și mesajul începea cu Hello Angel. Ce pot să zic mai mult de atât? Și sunt doar două cazuri. Un domn cu soția și cu cățelul dumnealui fără un picior trebuia să ajungă la Pisa, era disponibil doar un autocar către Milano. Așadar, hotărâm că mai degrabă călătoresc direct, însă deja era, cred că a treia sau a patra săptămână, doamna trebuia să plătească conform politicii acelei companii de transport, pentru domnul a obținut bilet gratuit având în vedere gradul de handicap, la fel și pentru cățel, dar avea doar 400 de lei disponibili. Biletul era 530 de lei, aveau card, dar nu era un card disponibil, nu era un bancomat disponibil în zona vămii, așadar în 10 minute m-am mobilizat și împreună cu un domn translator am făcut rost de 150 de lei și 50 de euro ca să poată să se urce și să plece în Italia. Sunt nenumărate cazuri, inclusiv ieri, o bătrână care abia mergea trebuia să ajungă la Iași, colega mea m-a îndrumat-o către autobuzele disponibile pentru a ajunge la gara Suceava, apoi cu acel bilet Help Ukraine care este gratuit și ne-am ocupat inclusiv de această parte de informare a refugiaților și aici aș dori să-i mulțumesc inclusiv domnului prefect pentru că am identificat la un moment dat această problemă. Era de o țeandă al vostru. Da,
Și am identificat această problemă. Ei, refugiații, nu știu că trebuie să prezinte acel act de identitate, astfel că dacă mergeau în gară și solicitau un bilet pentru o destinație, nu contează, Cluj, București, au mai fost și cazuri în care au fost taxați. Așadar, bun, dar asta au fost erori pentru că nu, da, au, nu s-a știut. România, cel puțin din punctul ăsta de vedere, trebuie să o spunem că se poate declar, e implicat activ din această perspectivă și orice cetățean beneficiază de transport gratuit. Da, însă pentru o informare mai bună, am realizat deja niște banere care vor fi plasate în gări, dar și în zona Cernăuț și în zona Vămii, și de asta aș dori să-i mulțumesc domnului prefect pentru susținerea directă. Inițiativa mea a fost ascultată, a luat act, am și rezolvat împreună și pentru mai bună informare a cetățenilor din Ucraina, aș spune că totul merge ca pe roate. Deci există o colaborare strânsă între autorități. Aveți în momentul de față un bilanț, o chestie de genul ăsta față de cât ați reușit, cât au reușit rădăuțenii sau alții să se implice prin intermediul vostru în această gestionare a crizei refugiaților? Un bilanț în tone de mărfuri trimise către Ucraina. Păi da, sute de tone. Un bilanț în mii de ore de voluntariat făcute de către voluntarii noștri și un bilanț de multă implicare, dăruire și mobilizare. Deci, în rest, dacă sunt curiozități administrative sau pe valori, site-ul ajută. Exact, site-ul ne ajută, inclusiv la tot ce înseamnă colaborarea noastră cu alte organizații, și aici aș dori să menționez Fundații pentru Dezvoltarea Societății Civile, OMV Petrom pentru sprijinul oferit în acoperirea transportului voluntarilor noștri. Aici o să fiu nevoit să spun, nu se înțelege cumva că e publicitate. Nu, pentru... sunt nicio formă, sunt doar actori pe o scenă care ne susțin în efortul nostru de a merge mai departe. Există și alte organizații, Avaz International, care au susținut asigurarea transporturilor din Rădăuți spre Ucraina, spre Cernăuți, Hotin și chiar alte orașe îndepărtate pentru a trimite resursele adunate de către noi. Asociația Zi de Bine, Neighbors, Good Neighbors din Coreea de Sud, Asociația Antonia pentru Educație, Asociația Helping Hands din Germania, care a trimis deja 3 tiruri de ajutare umanitare. Fusion Consulting este o companie care ne-a susținut încă de la început prin intermediul unei bune prietene, inclusiv pentru a susține voluntarii noștri, dar și pentru au adus transporturi care au plecat mai departe către Ucraina. La fel, multe alte, Belfast Intercultural Romanian Community, la fel, care au adus transporturi de mărfuri, tot ce înseamnă produse de igienă, produse neperisabile, haine și mai departe, tot care au fost redirecționate către Ucraina. Asociația Maison de Jean Claude Nougaro din Franța, Laura Wilson și comunitatea Pilates Community din America, este o rădăuțeancă ce s-a stabilit în Statele Unite și de acolo ne susțin și sper sincer să nu uit pe nimeni. Acestea sunt doar câteva nume, în continuare purtăm discuții cu multe alte. Îți dau o veste proastă, oricum ai să uiți pe cineva și o să-ți pară când terminăm emisiunea și să-și dai seama. Și aș dori să-mi cer scuze. Pentru anticipat. Că n-ai vrut să faci lucrul nu, ăsta. Nu, da? Este doar... probabil o listă de actori pe această scenă a solidarității care doresc să se implice și în continuare purtăm discuții cu multe alte asociații. Mai, la cum vă văd, eu cred că vă ține mult și bine, numai că eu mi-aș dori să se oprească o dată nenorocirea asta. Cu toții ne dorim. Dar momentul de față, bun, ok, când vin refugiații, deja am învățat, știm despre ce e vorba. Dar vin solicitări de ajutor din ce? Pentru că mulți oameni ne-au rămas în zona aia. Vin solicitări de ajutor din Ucraina. Da. Care sunt acestea? Ce au nevoie? Am primit diferite solicitări de la... Pentru că acesta este și unul din punctele noastre de acțiune în acest moment. Avem un depozit închiriat în zona Rădăuțiului. Și primim liste, efectiv, de la produse neperisabile. Tot ce înseamnă mâncare,
până la obiecte de igienă, liste de dispozitive sau tot ce înseamnă medicamente pentru spitale. Noi cam așa lucrăm, primim liste și încercăm să trimitem mai departe prin intermediul altor ONG-uri din Ucraina sau inclusiv până la Coreea ați ajuns cu... Exact, sau le trimitem către hub-ul din Cernăuți, de unde sunt redistribuite mai departe. Transporturile noastre au ajuns către Harkov, Kiev, Cernăuți, Hotin, Khmelnytskyi și multe alte zone din Ucraina. Le urmărim, știm. Pe pagina noastră de Facebook sunt aproape zilnic postări care anunță unde au ajuns ajutoarele trimise de către noi și încercăm să facem... S-a întâmplat să nu ajungă ajutoarele trimise? Nu. Slavă Domnului! Nu. De la noi toate au ajuns la destinație. Până la... am primit solicitări de folie de plastic pentru a fi acoperite geamurile deja sparte de bombardamente. Am achiziționat role întregi de folie și am trimis mai departe către zona Harkov. Deci, area este foarte largă, area bunurilor solicitate către noi este o area foarte largă de produse, obiecte și tot ce presupun aceste nevoi identificate în Ucraina în acest moment. Ziceam că la cum vă văd, cred că vă mai țineți mult și bine. Eu sper să se oprească odată toată nenorocirea asta, astfel încât să punem umărul de ce nu la reconstrucția Ucrainei. Dar altfel, dacă se presupune că ar fi rezolvată această problemă și că n-ar mai fi pe agenda noastră după pandemie, când și acolo v-ați implicat, care ar fi următoarele obiective ale Rădăuțului Civic pentru acest an și, de asemenea, te rog să pregătești un cuvânt de încheiere pentru această ediție. Înainte de a povesti despre toate aceste planuri... Mai e ceva de zis, mi se pare corect. Nu, aici mai e în altă ordine de idei să știi că ai putea fi un bun politician. Eu te întreb ceva, tu răspunzi ce știi că ai de spus. Da, nu aș vrea să termin această emisiune fără a mulțumi colegilor mei din tot... Dar să nu mi-i recizi pe toți 170, că e complicat. Nu, 170. Adică... Suntem undeva la 60 de oameni, nu o să recit pe toți, ci activi în acest efort. Dar fără tot ce înseamnă o coordonare, și aici mulțumim și mulțumesc personalul lui Luca, Alex, Bogdan, Cristina, Dana, Tiron, Dana, Haiura, Marga și Costi, dar și voluntarilor care sunt prezenți la cort și care fac un efort extraordinar din punctul meu de vedere. Sunt momentan implicați și au rămas implicați alături de noi. Asta nu înseamnă că cei pe care nu îi voi menționa nu au o contribuție esențială. Contribuție. Da. Sunt oameni cu joburi, repet, încercăm să acoperim intervalul 6 dimineața, 12 noaptea, deși colegii pleacă de multe ori după acest interval. Avem un total de peste 1700 de ore de voluntariat momentan, ceea ce avem noi oficial cuantificat în tabelul nostru cu programări, însă aici tot ce înseamnă voluntari de la cort, la fel Alma, Corina, Alina, avem 3 Aline și nu mulțumesc tuturor, Costi, Adrian, Iulia, Bogdan, Ștefania, Gina și Cătălin și toți ceilalți. Cer scuze că doar timpul ne limitează. Exact. Vă mulțumesc din suflet că ne sunteți alături și sper că vom reuși în continuare să facem față acestui efort și să ne mobilizăm măcar așa cum am făcut-o până acum. Deci, ăsta pot să le iau ca un fel de cuvânt de încheiere, dar zi-mi un pic din agenda pentru anul ăsta, ce vă mai propuneți în mod esențial. Din agenda pentru anul acesta fac parte mai multe proiecte care sunt oricum în desfășurare deja. Este acel proiect în colaborare cu Ambasada Olandiei despre care am menționat. Avem o academie de organizare comunitară în desfășurare în care ne propunem să creăm în împrejurul Rădăuțului mai multe grupuri civice după modelul nostru. Sunt multe proiecte în derulare și multe planuri. Să ne ajute Dumnezeu să le putem duce la îndeplinire pe toate. Și cum să... poți deveni voluntar sau partea Rădăuțului Civic? În secțiunea Implică-te. Disponibilă pe site-ul Rădăuțul Civic. Există un formular care poate fi completat. Ajunge la noi și voluntarul respectiv primește un răspuns în funcție de tot ce a completat. Poate acum, primi pasiune. Răspuns negativ dacă e implicat politic. Asta e singura chestiune care a reținut-o. Da. 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 Viviana, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Sper să avem ocazia să ne revedem cât de curând. O, da. Și am să te rog ceva așa la final. Transmite salutările mele lui Luca.
Cu siguranță Luca va fi online, sunt sigură, atunci când emisiunea va fi difuzată și nu doar lui Luca, ci și tuturor colegilor. Eu cu Luca, am început, da, prin Luca am cunoscut Rădăuțiu Civic, acum, slavă Domnului, și prin tine. Este cel care a identificat cu ani în urmă câteva probleme la nivel local și cel care a luat inițiativa creării acestui grup. Deci, într-adevăr, este omul de bază în asociația noastră. Este omul noastră. De bază și, din câte știu, e în echipa președintelui României. Asta cred că înseamnă ceva, ceva mult. Iar din această perspectivă, nu cred că a uitat niciodată de unde a plecat. Drept dovadă ce mi-ai povestit în cadrul acestei emisiuni sau și în cadrul acestei emisiuni. Aceasta este rădăcina care, la urma urmei, ne unește pe toți. Suntem născuți sau crescuți în Rădăuți. Și de aici solidaritatea noastră și încercarea noastră de a veni în întâmpinarea comunității locale pentru a susține comunitatea și pentru a ajuta cetățenii ei. A fost Rădăuțiul Civic astăzi la Față în Față, reprezentat de Viviana Maria Huțuleac. Eu sunt Marius Cocoș, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.